Păi la ora 2 și ceva s-a constatat o furtună din care n-am putut să dorm cu nevastă mea împreună în pat, fiindcă s-a declanșat o extorsiune al unui degajament al unei construcții de în apă și după care puteți uita. 11 metri pentru cunoscători. Bun găsit, doamnelor și domnilor. Astăzi meniu fotbal și tenis. Aș începe cu tenisul pentru că la ora la care începe această emisiune se desfășoară două partide concomitent pe canalele noastre de sport. La București, pe o vreme splendidă, se întâlnesc în optimile de finală ale turneului pe zgură, turneul ATP de la arenele BNR, francezul Gael Monfils și rusul Mihail Yuzhny. Meciul de-abia a început, este 2-1 pentru Monfils, Yuzhny urmând să servească. Bolelli, italianul, a câștigat astăzi 6-4 cu austriacul Haider Maurer și va fi adversarul învingătorului din meciul Monfils-Yuzhny în sferturile de finală. Un tablou mai interesant ca altă dată la București, de unde sigur nu lipsește eternul Gilles Simon, triplu laureat la arenele BNR. Simon calificat direct în optimile de finală, adică în turul al doilea, în calitate de cap de serie numărul 1, va juca împotriva sârbului Tipsarevici, care beneficia de un wild card. Tot în optime avem un meci între Mektić și Jimeno Traer. Învingătorii vor juca între ei. Deci un meci în principiu ușor pentru Simon, dacă trece de optimi în sferturi, să joace cu Mektić sau cu Jimeno Traer. Karlovic l-a învins ieri pe Coric și va juca împotriva lui Veseli în sferturi, deci un croat și un ceh. Garcia Lopez l-a învins ieri pe cipriotul Bagdatis și va juca în sferturi cu cehul Rosol, care a trecut de Lajovic. Bolelli, spuneam, l-a învins pe Haider Maurer și va juca cu învingături dintre Monfils și Yuzhny. Turneu interesant, turneu de ținută la București. La fete, la Stuttgart, unde Simona Halep a câștigat ieri în 3 seturi cu Garbine Muguruza, după ce a pierdut prima manșă cu 6-3 și a revenit și a câștigat net următoarele 2 seturi, la 1 și la 3. Halep va juca mâine cu învingătoarea meciului care se joacă la această oră între Sara Errani din Italia și Zarina Diaz din Kazakhstan. Sportiva asiatică a câștigat ieri 6-0 cu mult mai bine cotata Sabine Lisitsky și a debutat în aceeași manieră și astăzi, câștigând primul game cu Sara Errani. Însă noi vedem pe Digisport Harom un meci între Caroline Garcia și Karina Witthöft, un meci franco-german de mai mică importanță, unde sigur franțuzoica este favorită dacă respectăm rangul ierarhiei WTA. Câteva meciuri încă astăzi la Stuttgart. Makarova cu Melnikova, un duel între două rusoaice. Caroline Wozniacki cu Lucy Safarova. Maria Sharapova cu Angelique Kerber. Și în fine Sluta Suarez Navarro cu Belinda Bencic, fosta parteneră de dublu a Simonei Halep. Între timp Witthöft a câștigat primul game cu Caroline Garcia, iar Sara Errani are minge de 1-1 în meciul cu Zarina Diaz. 3-1 pentru Gael Monfils în disputa cu Mihail Yuzhny la București. Monfils urmând să servească pentru 4-1 și pentru o eventuală desprindere netă în primul set. Sigur că vorbim și despre fotbal după ce s-a întâmplat ieri cu sferturile retur din Liga Campionilor. Două victorii la mustață obținute de Real Madrid și de Juventus. Juventus a făcut egal la Monaco, dar s-a calificat pentru că învinsese acasă cu 1-0. Real Madrid a așteptat eliminarea turcului Arda Turan în minutul 77 pentru ca apoi să învingă cu 1-0 un gol marcat de eterna rezervă Chicharito Hernandez, mexicanul, scriind din pasa lui Cristiano Ronaldo practic cu poarta goală în minutul 88.
Sigur că Realul a dominat tot meciul, a jucat ofensiv, a fost mai aproape de poartă și de gol decât Atletico, dar știm că ăsta este stilul lui Atletico Madrid. Trebuie precizat, din capul locului, eliminarea lui Arda Turan a fost ușoară și până la urmă ilogică în contextul unui meci de 0-0, tur și retur. Pentru o talpă, practic un picior înainte, nimic ieșit din comun, o greșeală de proporții a arbitrului, care sigur i-a facilitat finalmente Realului calificarea. Chiar dacă ar fi fost 0-0, se ajungea în prelungiri încă 30 de minute, Realul cu un om în plus ar fi bătut-o probabil pe Atletico, dar calificare mincinoasă, pentru că ea a fost efectiv influențată de această eliminare, la fel și dincolo, unde scoțianul Callum a greșit în prima repriză când ar fi trebuit să dea un penalty pentru Monaco și chiar eventual să-l elimine pe Chiellini, care avea cartonaș galben din primul minut al jocului. Juventus s-a calificat așadar în fața lui Monaco, dar ar fi putut să fie la fel de bine invers. Deci două partide despre care e greu să te pronunți, pentru că și meciurile tur au fost la fel de echilibrate. Până la urmă s-a decis doar la ștampilă, la pilă de fapt, pentru că și Juventus și Real Madrid aveau o cotă superioară lui Monaco și respectiv lui Atletico, motiv pentru care s-au și calificat. Pentru că altfel deciziile la limită, și au fost destule, cel puțin la Juve-Monaco, meciurile au fost influențate de niște decizii importante de arbitraj și la Torino și la Monaco. S-a fluierat în favoarea lui Juve, care s-a calificat. Este pentru prima dată când Juventus se califică în semifinalul Ligii Campionilor în ultimii 12 ani. Este o performanță, sigur, importantă, dar atât. Juventus are șanse mărunte de a trece mai departe în fața unor coloși, cum sunt Real, Barça și Bayern. Până la urmă, sigur, avem semifinale cu echipe așteptate, mai puțin Juventus, dar e totuși o prezență, până la urmă, normală. Am înțeles că este pentru a cincea oară consecutiv când Spania are două echipe în semifinale, ceea ce este un record, dar nu e o surpriză, pentru că Real și Barça nu sunt foarte spaniole. Nu, campionatul Spaniei are de câștigat de aici. Celelalte echipe din campionatul Spaniei nu sunt la înălțimea celor două, nici măcar la glezna lor. Deci nu văd de ce campionatul spaniol ar fi cel avantajat, mai ales că Realul și Barça sunt pe altă planetă. Puteau să evolueze și în campionatul scoțian. Tot aia e. Deci nu evaluează Primera División mai mult, pentru că Real Madrid și Barcelona, care n-au respectat niciun fel de reguli, nici ale fair play-ului financiar și nici de altă natură în toți anii ăștia, nu reprezintă până la urmă încununarea unui campionat. Adică nu este mai puternic și mai atrăgător campionatul spaniol, pentru că aceste două echipe și-au făcut de câte ori au vrut mendrele în competiția internă, au profitat de banii falși pe care îi învârteau, în orice caz mult peste condiția lor, și au ajuns în această fază. Deci, campionatul spaniol nu este cu nimic câștigat. Rămâne, sigur, Premier League, campionatul cu cel mai mare interes, și pe undeva este normal, întrucât acolo avem parte de vreo 5-6 echipe de forță. Asta este evident în fiecare an, număr care nu se regăsește niciun alt campionat. Sau chiar dacă s-ar regăsi, nu la acest nivel. Că și în Franța s-au bătut 6 echipe la titlu anul ăsta, în teorie, dar evident că sunt mai subțiri decât cele din Premier League. În Spania se bat întotdeauna 2 echipe, în Germania, chiar dacă se bat 2, de fapt este tot una singură, iar în Italia nu se mai bate la titlu nimeni de mult, pentru că campionatul italian a scăzut în toate punctele de vedere și nu mai reprezintă aproape nimic. O echipă italiană, iată, de maxim top, Juventus este a patra oară consecutiv campion al Italiei, n-a reușit să-i marcheze lui AS Monaco în două meciuri decât un singur gol din 11 metri, un penalti care n-a fost. Deci e o imprudență acolo, sigur, dar e discutabil dacă e în careu, e discutabil dacă e fault. Deci, nu, Italia totuși n-aș numi-o aici, este sub Franța din toate punctele de vedere campionatul. E clar, adică echipele de top franceze sunt peste cele de top italiene. E clar că Paris Saint-Germain fluieră cu Juventus
în momentul de față, Monaco ar fi eliminat oricare altă echipă din cizmă, în mod evident, în cupele europene, și pe Roma, și pe Lazio, și pe Napoli. Acest Monaco de acum era practic invincibil, s-a văzut. Acela a fost eliminat printr-o conjunctură, n-are de ce să se considere învins, practic. Nu l-a bătut nimeni în această ediție de Champions League. Sigur că n-au fost adversari cei mai grei, Barça, Bayern, și Bayern i-ar fi bătut. Dar probabil că imediat în spatele lor venea de fapt AS Monaco. Echipă grea, s-a văzut, care a reușit să treacă de adversar la mâna ei, dar față de care nu era superioară nici Benfica, nici Leverkusen, nici Zenit, nici Arsenal, nici Juventus. Erau toate însă de același nivel. Bun, dacă ești de același nivel cu aceste echipe, totuși înseamnă că locul tău este într-adevăr în sferturile de finală. Deci, prin să cred că italienii n-aveau ce să miște în condițiile astea dacă Juventus, singura echipă italiană vandabilă în momentul de față, s-a bâlbâit în asemenea hal cu Monaco, neputând să-și impună niciun fel, până la urmă, legea. Ok, mâine o să vedem, mâine au loc tragerile la sorți, atât în Champions League cât și în Europa League. În Europa League astăzi de la 22:05 sunt sferturile retur. Meciuri destul de anoste, să spunem clar, asta pentru că Napoli-Wolfsburg a fost 4-1 în tur pentru italieni. Nu mai este niciun suspans, Wolfsburg nici nu va alinia cea mai bună echipă. Fiorentina a făcut un 1-1 la Kiev, este favorită. Nipro, FC Brâj nu contează, iar Zenit, San Petersburg, Sevilla este singurul meci într-adevăr pe muchie de cuțit astăzi, să vedem dacă rușii vor putea să întoarcă înfrângerea din tur din Andalusia, unde au pierdut cu 2-1. Luăm o pauză și revenim. Ne-am întors în direct. Cele patru partide din sferturile retur ale Europa League sunt transmise de canalele Telecom astăzi, iar DigiSport transmite trei meciuri, mai puțin Napoli-Wolfsburg, pe care îl consideră încheiat după manșa tur. Evident că Napoli este deja calificată. Spuneam, mâine, în jurul orei 13, au loc una după alta cele două trageri la sorți, așadar în decurs de o oră mâine vom ști meciurile din semifinalele cupelor europene în această ediție. Avem în mare planul pentru sezonul viitor al campionatului nostru. E o știre pe DigiSport care evident că ne interesează și sigur că ei sunt în măsură să o ofere, întrucât vor transmite toate meciurile din ediția viitoare de campionat, care va începe pe 11 iulie în plină vară, pe o arșiță cumplită. Asta pentru că, să nu uităm, la capătul sezonului viitor 2015-2016 avem Euro în Franța. Așadar, competițiile sunt devansate tocmai pentru a permite echipelor naționale să aibă o pauză de 3 săptămâni cel puțin la capătul sezonului pentru pregătirea turneului final. Sezonul intern în România începe pe 8 sau 9 iulie cu Supercupa României, care se va juca probabil între Steaua și ASEA Târgu Mureș. Asta în cazul în care Steaua va izbuti eventul, adică va câștiga și campionatul și va câștiga și Cupa României. Finala Cupei României, de altfel, între Steaua și Universitatea Cluj se va juca pe Arena Națională pe 31 mai. Este o decizie logică până la urmă. Evident că este singurul stadion din țară care poate să organizeze o competiție. N-are U Cluj de ce să strâmbe din nas. Federația până la urmă a decis și ca să o împace pe Steaua, care se consideră victimă în ultima perioadă. Întotdeauna atunci când atragi atenția și te consideri victimă la ceva, e clar că de fapt dedesubturile sunt putrede. Sigur că poți să fii furat de arbitri, sigur că poți să nu-ți convină anumite decizii, dar în primul rând trebuie să-ți faci analiza ta. E clar că la Steaua lucrurile nu funcționează, dincolo de aceste decizii care au fost nefavorabile în ultima vreme. Dar jocul echipei nu funcționează, deci asta este prima cauză, pentru că, vă spun eu, și cu Oțelul Galați,
chiar dacă deciziile au fost cum au fost, steaua tot trebuia să se impună. Mai ales că a beneficiat finalmente de un 11 metri. Pe câte penaltiuri vrei să-ți dea acasă cu Oțelul? Ești nemulțumit că ți-a dat un 11 metri acasă cu Oțelul în ultima secundă a meciului. Deci dacă marcai, nici nu să mai reluam jocul de la centru. Adică ai avut totuși un gol mură în gură. Da, jocul este deficitar la Steaua, nu arbitrajul. A întâmplat să fie niște decizii contrarii. Foarte bine. Au fost atâta timp decizii favorabile Stelei. Deci pe undeva, ca să revin la idee, cred că și ăsta a fost motivul, dar încă o dată este firesc ca finala să se joace la București și nu la Cluj, chiar dacă stadionul din Cluj are și el garanțiile lui și sigur că ar putea să găzduiască un meci, dar Arena Națională este, până la urmă, stadionul de referință al țării, arată cel mai bine, este cel mai în măsură să organizeze o finală de cupă. Cum adică avem un astfel de stadion pentru prima dată în istorie și nu jucăm finalele de cupă pe el? Acum, că să califică o echipă din București, n-ai decât să te impui acolo. Asta nu e problema Stelei. Că Steaua, de fapt, este pe terenul ei, că joacă meciurile din campionat acolo. Să fii sănătos! Asta este. Bucureștiul e capitala țării, ăsta este stadionul cel mai mare, cel mai frumos, cel mai modern, jucăm pe ăsta. Nu este România singura țară unde lucrurile stau așa. Dar ca să ne întoarcem, sezonul viitor va începe pe 11 iulie, se va termina mai repede, dar foarte interesant, exact ce spuneam noi ieri, se pare că mai mulți conducători de club s-ar fi plâns pentru că sunt multe etape intermediare. Și ăsta este unul dintre motive pentru care a fost avansat atât de mult campionatul, pentru că, dacă țineți minte, în ultima perioadă el începea în iulie, dar la sfârșitul lunii iulie. Acum va începe în prima jumătate a lunii iulie. România va înscrie în ediția viitoare a cupelor europene 4 echipe, una în tururile preliminare din Champions League și 3 în Europa League. În momentul de față, Steaua ar participa la preliminarile Champions League, este pe primul loc, iar în preliminarile Europa League ar fi ASEA Târgu Mureș, Viitorul și FC Botoșani, echipele clasate pe locurile 2, 6 și 8, pentru că celelalte sunt neeligibile. Locurile 3, 4, 5 și 7 nu pot să joace în cupele europene. O situație într-adevăr crâncenă. E clar că Viitorul sau FC Botoșani n-au nicio șansă să ajungă în grupele Europa League, nici ASEA Târgu Mureș n-are decât șanse teoretice, dar așa se prezintă în momentul de față situația la noi. Deci vom avea un campionat care va demara repede, campionatul menit să prezinte la start 14 echipe, așa, așa, nu-i așa? Deci 14 echipe la start în loc de 18, câte sunt acum. O să vedem vorba unui fost realizator TV, cu Dumnezeu înainte. Probabil că ăsta va fi și motoul campionatului, pentru că atunci când nu mai sunt alte soluții, îl invocăm pe cel de sus. Bun, ne întoarcem un pic la tenis, să joacă pe cele două arene, chiar dacă din locul unde mă aflu îmi pare să se fi luat un pic lumina la Stuttgart. Știți că e un turneu în sală, mă rog, fără să fie doar un efect de ăsta optic. La noi televizorul încă funcționează de pe vremea lui Neanicu și probabil că s-a încălzit un pic. E unul din ăsta cu lămpi. Spuneam, la Stuttgart, un turneu pe zgură, dar în sală, Sara Errani conduce cu 4-3 în primul set în fața Zarinei Diaz din Kazahstan. Italianca a și făcut break. Deci este pe cai mari pentru a câștiga primul set. Ea ar urma să fie adversara Simonei Halep în sferturile de finală. A fost o surpriză astăzi la Stuttgart. Americanca Brangle a reușit să o învingă în două seturi, 6-3, 7-6, pe Dita Mai Petra Kvitova, 7-6 în tiebreak. În tiebreak cu setul lui 2, pardon, am greșit, 7-2 a fost în tiebreak, deci 6-3 primul set, 7-6 al doilea, 7-2 în tiebreak pentru americanca Brangle, care
iată, se debarasează de una dintre jucătoarele cele mai importante de pe tablou, Petra Kvitova, care a stat în turul întâi și cap de serie numărul 3, era una dintre posibilele adversare ale Simonei ceva mai încolo. În condițiile astea, Brangle va juca în sferturi cu Caroline Garcia sau Karina Wittrift, cea care va câștiga meciul care se joacă de la această oră. Franțuzoaica are 4-3 cu break în primul set. Pentru Halep, așadar, veștile sunt bune. În principiu, ea va juca cu Sara Errani în sferturile de finale, iar dacă va trece, am analizat și ieri, dar acum suntem cu un pas mai aproape de acest posibil top, dacă va trece și de Errani, e imposibil să n-o bată pe Sara Errani, dacă, în punct de vedere fizic, va fi aptă. Va juca cu Wozniacki, Safarova, Bencic sau Suarez Navarro. Asta ar fi traseul pentru semifinale. Bun, eliminarea Petra Kvitova însă este un eveniment. Petra Kvitova nu era pe partea de tablou a Simonei Halep, dar ar fi fost o potențială adversară în finală. Da, ea era pe partea Mariei Sharapova, numai că cine știe în ce formă se află Maria Sharapova, care încoată, spun, n-a jucat la Stuttgart. A fost exceptată de la primul tur în calitate de cap de serie numărul 1 și joacă abia în această seară cu Angelique Kerber în optimie, urmând apoi să întâlnească un adversar și mai dificil, probabil, pe Elena Makarova în sferturi, și să aibă o partidă foarte ușoară în semifinale, da? Foarte ușoară în semifinale, după Kerber și Makarova, pentru că Petra Kvitova a fost eliminată, a fost eliminată și Ana Ivanović pe partea asta-laltă de tablou. Ea s-ar întâlni cu Garcia sau cu Brangle. Asta ar fi adversara din semifinale. Adică un meci mai ușor, după mine, și decât cel de astăzi cu Angelique Kerber, care îi poate oferi Sharapovei rezistență. Deci cam așa stau lucrurile. Ne întoarcem un pic la București, unde se joacă meciul dintre Gael Monfils și Mikhail Yuzhny. Monfils, vă reamintesc, în mare formă la Monte Carlo, unde a fost eliminat abia în semifinale, după ce trecuse de Roger Federer și de bulgarul Gheorghe Dimitrov în optim și în sferturi. A căzut victima bătaciului de Thomas Berdych în semifinale, Berdych care a fost apoi bătut în finală de Novak Djokovic. Gael Monfils în formă, l-a znopit pe Mikhail Yuzhny în primul set, 6-1. Este 1-1 în setul secund. Urmează să-l întâlnească Monfils dacă trece de Yuzhny. Spuneam, pe italianul Bolelli în sferturile de finală, la îndemâna lui Monfils, care sigur arată ca favorit numărul 1 la București. Uitându-ne pe tablou, n-ar trebui să stea nimeni în cale. Asta cu condiția să fie cât de cât serios. Monfils tocmai a făcut break în game-ul al treilea al setului secund, 6-1, 2-1 cu break pentru el, urmând ca la capătul acestei partide Gilles Simon, spuneam, mare specialist al zgurei de la BNR, să joace cu sârbul Tipsarevici, beneficiarul unui wild card. 5-3 pentru Caroline Garcia în primul set cu Karina Wittrift, meciul care se joacă în acest moment la Stuttgart. Franțuzoica este la primire, dar are avantaj 15-30, este la 2 mingi de câștigarea primului set. Ne întoarcem după o pauză. Ne întoarcem în direct, actualitatea este mai degrabă formată din meciurile de tenis pe care le urmărim cu religiozitate. 6-1, 5-2 pentru Gael Monfils, meciul este practic terminat, francezul urmează să servească pentru meci, pentru cel de-al doilea set. Și uitându-ne încă o dată pe tablou, ca să nu greșim, îl va întâlni așadar în sferturile de finală mâine pe italianul Bolelli. Dacă îl va învinge și pe Bolelli, Monfils va juca în semifinale cu Rosol sau Garcia Lopez. Rămân ca pe partea cealaltă de tablou să-i avem probabil pe Simon, pe Mektić sau pe Jimeno Traver, respectiv Karlovic și Vasili.
Bun, la fete 6-4-1-0 pentru Sara Errani. Nu-i mai merge Zarinei Diaz. Așa cum bănuiam, n-ar fi niciun suspans oricum. Pentru Halep este un meci banal acesta, cu Errani sau cu Diaz, indiferent ce se va întâmpla în această partidă. Dincolo însă, Caroline Garcia a fost brecuită de Carina Witthöft 5-5 în primul set. Este un meci și acesta destul de obișnuit între două sportive care probabil că nu vor ajunge foarte departe. Tot la Stuttgart, un meci care le-ar asigura prezența în sferturile de finală, dar probabil nu mai mult. Dar văd că totuși această Brangle, care a trecut de Kvitova după ce eliminase pe Brianti în primul tur, Brianti în calitate de lucky loser, a reușit, iată, o performanță remarcabilă, calificarea în sferturi, unde este favorită, la ce văd eu, și în fața lui Witthöft și în fața Carolinei Garcia. Mă uitam un pic peste fișa lui Madison Brangle, sportivă din Statele Unite, 25 de ani, numărul 43 mondial. Interesantă. Madison Brangle, așadar, practic o jucătoare fără prenume. Brangle știe toată lumea cu o cheamă. Ea a reușit această performanță, în orice caz majusculă, de a o elimina pe Petra Kvitova la Stuttgart. Ne întoarcem la fotbal. După evenimentele de ieri din Liga Campionilor, care până la urmă aduc în fața publicului semifinalele așteptate, așa pronosticam și noi ieri, înainte de ultimele două sferturi, deja făceam socoteli pentru cine cu cine se va împerechea vineri la tragerea la sorți. Vom avea eternul Real Barça, meci care încoată, spun, n-a constituit niciodată în istorie finala Champions League, dar parcă pare mai firesc așa să se întâlnească în semifinale cele două, unde să fie două meciuri Real Barcelona. Am avea un Juventus Bayern de cealaltă parte, sigur, la îndemâna nemțălăilor, care sigur ar fi net favoriți. Oricine joacă cu Juventus este favorită. Sigur că pe hârtie sunt jucători grei și la Juve. Paul Pogba n-a jucat în dubla manșă cu AS Monaco, s-ar putea să-și revină până la semifinale. Pirlo, l-am văzut ieri, a bătut incredibil o lovitură liberă la o distanță uriașă, fantastic a bătut-o exact în colțul barelor. Mingea a mușcat bara, dacă era o minge de aia de 18 lei s-ar fi și spart în colțul vincului acolo. A trecut milimetric așadar peste poartă, o transversală peste, ciupind acolo cele două bare, un șut nemaipomenit de la o distanță monstruoasă al lui Pirlo. Sigur, cu Pirlo, cu Pogba și cu Carlito Tevez, ăștia trei sunt jucători de dimensiuni enorme la Juventus, ăștia pot să pună probleme, numai că problema la Juventus este restul echipei, care nu este la înălțimea Realului Barcelonei și a lui Bayern München. Acum, Ancelotti a folosit o frază interesantă ieri, frumoasă, și anume, și vii suntem periculoși. Adică un Real Madrid mort era într-adevăr atracția acestei faze. Realul, să o spunem pe șleau, este sub Barcelona și Bayern München în momentul de față. Șansele ca Real Madrid să câștige Liga Campionilor sunt quasi nule, având în vedere că teoretic, dacă au un pic de ghinion, ar trebui să treacă și de Bayern și de Barça, dacă nu vor juca cu Juventus în semifinale. Ceva mă face să cred că nu vor juca cu Juventus, nu știu de ce, îi văd pe Real mai aproape și de Barça și de Bayern. Am în două meciurile astea, sunt niște hituri ale fotbalului. Real Madrid, Juventus, Torino nu mai este un meci de gală. Asta pentru că Juventus n-a mai fost în această fază, spuneam, de 12 ani. Nu mai este o echipă de referință a fotbalului european. Favoritele sunt Barcelona și Bayern München. Sigur că o finală între aceste două echipe ar fi cea mai interesantă.
Și cu atât mai mult cu cât sigur este prezența lui Guardiola, cel care a făcut din Barcelona echipa de top în Europa și acum este antrenorul lui Bayern. Evident că din motivul ăsta ar fi meciul cel mai interesant și sigur și pentru că sunt în mare formă, conduc în campionatele respective, practic Bayern München este deja campioană, Barcelona are 90% șanse, depinde numai de ea. Dacă nu se va împotmoli pe undeva, atunci va fi deja campioană. Nu mai are meci direct cu Real Madrid, are un traseu care ar trebui să-i permită la lotul pe care îl oferă să câștige campionatul și sigur eventual să-l și debarce pe Carlo Ancelotti de la Real Madrid. Nu văd la ce ar mai rămâne acesta pe banca echipei din capitala Spaniei. Se vorbea zilele trecute, am văzut și despre posibila trecere a lui Guardiola, care încă nu are scaunul confirmat la Bayern sezonul viitor, a putea să treacă la Manchester City, se întrebau Alde Rummenigge pe la sediul lui Bayern. Nu concep ca antrenorul lor să ajungă să lase pe Bayern pentru o echipă de nivelul lui Manchester City, adică o echipă atât de îndepărtată ca performanță de Bayern München. Da, sigur că pentru Guardiola Manchester City ar fi, mă gândesc, o provocare mai mare decât Bayern München. Bayern München, campionatul oricum îl câștigi. Sigur, și Manchester City a luat două titluri în Anglia, spuneam, în anii ăștia, dar performanța acolo ar fi să încerci să o duci în Champions League cât mai departe. Deja dacă prinzi o semifinală cu Manchester City, ești mare, tăticu. Să-i scoți din grupe deja e foarte bine, dar rămite să ajungi să te bați în semifinale sau pentru trofeu. City este una dintre echipele la care se lucrează serios, a confirmat și Rafa Benitez recent. Spuneam despre el că este anunțat cu cele mai mari șanse să preia Manchester City, dar numai pentru un an. Fi un fel de interimat așa a lui Rafa Benitez la Manchester City din sezonul viitor. O echipă plină de bani, dar care deocamdată nu și-a găsit drumul, nu și-a găsit trasa și nu știe exact ce să facă. Avem o altă informație despre campionatul mondial al cluburilor, competiție, țineți minte, găzduită de Maroc recent, pe niște terenuri foarte proaste, în condiții grele. Japonia a anunțat că ea va fi gazda pentru următoarele două ediții, 2015 și 2016. FIFA a făcut astăzi acest anunț. Competiția din acest an va fi prezentă pe stadioanele japoneze între 10 și 20 decembrie. Asta este. Va fi o experiență importantă pentru Japonia, spune președintele federației, Kunia Daini, deoarece Japonia organizează și Jocurile Olimpice și Paralimpice la Tokyo în 2020. O competiție care adună echipe, după cum știți, de pe toate continentele. A fost organizat acest campionat mondial al cluburilor pentru prima dată în Brazilia, în anul 2000. Începând din 2005, mondialul clubului se desfășoară în fiecare an. Japonia l-a organizat deja de 6 ori. 2005, 2006, 2007, 2008, 2011 și 2012. Dar spuneam, ultima lui ediție a avut loc în Maroc. Pe lista câștigătoarelor, Corinthians de două ori, FC São Paulo, Internațional Porto Alegre, dar și cluburi europene, Milan, Manchester United, Barcelona de două ori, Inter, Bayern și Real Madrid. Ăsta este, Real Madrid fiind câștigătoarea la zi a acestui trofeu. Aia e între campionatul mondial al cluburilor și supercupa Europei, nu e mare diferență. Întrucât echipele europene, ați văzut, sunt protejate, joacă direct în semifinală. Deci o echipă ca Real Madrid are două meciuri, semifinala și finala la acest campionat mondial al cluburilor, de obicei cu niște desculți. Deci nu este o competiție de mare anvergură finalmente.
ce ar mai fi de spus din fotbalul internațional la zi este că cei de la Bayern München, că tot vorbeam mai devreme de declarațiile lui Rummenigge apropo de posibilă plecare a lui Guardiola, se negociază. Sunt sigur că totuși până la sfârșitul contractului său, adică 30 iunie anul viitor, Guardiola va rămâne la Bayern. Asta zice Rummenigge. Scopul lui este să facă pe antrenor să își prelungească contractul și deocamdată cei de la München sunt încrezători, spunând că faptul că este dorit de echipe precum Manchester City sau alte echipe din Anglia nu îi sperie pe ei. Bun, acum sigur că după un 6-1 cu Porto, un rezultat de senzație, care îi urmează unui 7-0 cu Shakhtar în meciurile din faza eliminatorie a Ligii Campionilor, ce să zic, nu poți să te duci să-i zici lui Guardiola hai să încheiem, atâta timp cât el îți câștigă și campionatul practic din oficiu. Deci nu este momentul despărțirii, mai ales că are un an de contract. E exact cum povesteam zilele trecute de Ibrahimović la PSG. Nu poți să-l dai afară la banii pe care îi câștigă, chiar dacă nu mai ai nevoie de el, pentru că trebuie să plătești prea mult. Deci sezonul viitor Guardiola ar trebui să rămână doar dacă el vrea să plece. Asta da, pentru că se poate înțelege amiabil și din 12 luni acceptă să-i plătească 3 sau 5 de contract, sau dacă-i băia serios niciuna. La banii pe care oricum îi va câștiga în cealaltă parte, n-are nevoie de contractul de la München. Țin minte când Heinz a plecat de la OM, s-a dus la Roma. N-a mai făcut nimic, sigur. Cariera lui s-a terminat la Marseille. Deja era oricum pe sfârșit, dar a câștigat un titlu cu OM în 2010. În fine, când a plecat, mai avea un an de contract, dar n-a mai vrut să stea, pentru că atmosfera era deplorabilă atunci la club. Și a zis președintelui La Brun: moșule, n-am nevoie de niciun șfanț din ultimul an de contract. Ăla uluit, nu va cere nimic Heinze să plece nici măcar 3 luni de salariu. Evident, un om serios așa face, mai ales că el se ducea, avea deja angajament la Roma, unde nu urma să câștige mai puțin decât lua la Marseille. Păi, unde câștiga în jur de 300.000 de euro pe lună, n-avea un salariu uriaș. Oricum și scăzuse mult când venise din Spania, jucase la Real Madrid. Acolo avea mai mult, da? Undeva la 300.000 de euro tot lua pe lună. Ce îi trebuia lui Heinze, care jucase numai la un nivel din ăsta toată viața lui? Ei, mai trebuiau acum bani nemunciți pe... Atitudinea era logică. Mai ales că el era cel care provoca despărțirea. Deci n-avea nicio treabă. Așa ar trebui să facă și Guardiola, dacă nu mai are chef să stea la Bayern. Cine știe din ce motiv pierde în semifinalele din Champions League. Abarna, nu-i convine să mai stea un an, să înțelege pe la club cu unii, are altă viziune pentru viitor la München. Își găsește un angajament la City sau ce știu eu pe unde în Anglia. El mai degrabă la Liverpool ar trebui să încerce să meargă, sau la o echipă de tipul ăsta. Nu vreau să spun chiar la Tottenham, dar poate chiar și acolo, pentru că deși echipele astea au bani mai puțini, provocarea este mult mai mare. Și atât Liverpool cât și Tottenham înseamnă mult mai mult decât Manchester City pentru suporterul și pentru analistul din Premier League. Manchester City știe toată lumea că numai banii țin. Dacă n-ar exista nababii ăștia acolo, echipa n-ar prezenta un interes real, de fapt. Și tu te duci acolo cum se ducea Mourinho la Chelsea, numai pentru bani, în esență. Acolo știi că vrei să-ți schimbi toată echipa de pe o vară pe alta, poți să o faci. Ar trebui totuși la nivelul ăsta, știu, să ai și un pic de adrenalină în meserie. Chiar nu sunt interesați antrenorii ăștia de nimic. În locul lui Guardiola aș căuta mai degrabă să mă duc la o echipă unde nu se face performanță regulat. Uite cazul Liverpool. N-au mai câștigat titlul în Anglia de o veșnicie. Deci ar fi extraordinar să te duci acolo să iei campionatul. Poate nu în primul an, dar hai în al doilea. Să te duci să ataci Champions League. Hai că poate în primul an nici nu participi. Să te duci în anul 2 să încerci să faci o performanță. Decât să stai la o echipă de asta pe bani uriași,
unde totul este un confort, unde toate obiceiurile conduc către titluri, nu mi se pare extraordinar. Deci poate pentru el să fi fost într-adevăr o schimbare radicală faptul că a plecat din Catalunia sau sunt Bavaria, ca obiceiuri, ca mentalitate, ca numai. Problema este că a găsit un club exact de aceeași dimensiune, unde l-așteptau toate gata făcute. Se știe de altfel acest lucru, că Bayern este cel mai bine structurat club de fotbal din lume și nicăieri nu există atâta comoditate pentru cineva de a munci cum este la München. Acolo povestea Ribery, îți leagă ea și șireturile. Tu n-ai de făcut absolut nimic decât în ziua meciului să intri pe teren și să dai totul. Adică să te duci să-l rupi în două pe adversar. Asta e singura chestiune pe care ai de făcut. În rest, ești pașă dacă ești un nume din ăsta mare. Guardiola la fel. Are parte acolo și de ce nu vrea. Pugnește doar din degete și aia execută imediat orice. Nu este o aventură în junglă Bayern München. Te duci într-un mall. E ca și cum ți-ai petrece vacanța într-un mall. La cât ai făcut, la cât ai câștigat, nu ardea și ție un pic, iar pentru niște bani mai puțin, dă-i încolo un sezon, două, acum n-o fi foc. Te duci la o echipă de genul ăsta pe care încerci să o califici undeva, să scoți până la urmă maximum dintr-o situație complicată. Ne întoarcem după pauză și vorbim despre actualitate. Iată-ne în direct, dragi prieteni, la Sport Total FM, să vedem care este situația meciurilor la tenis. Hai să vedem ce s-a întâmplat și la Barcelona pe zgură. Bautista l-a învins astăzi pe Cuevas în două seturi, 7-6-6-2. Nishikori, japonezul, pe Hiraldo din Columbia, 6-2-6-1, l-a făcut praf. Klijan, Slovacia, l-a învins pe dominicanul Estrella, 6-4-6-3. Și inevitabilul David Ferrer l-a executat pe Imer din Suedia, 6-3-6-4. La această oră Andujar conduce 5-3 și urmează să servească în meciul cu Feliciano López. Este turneul de simplu pe zgură de la Barcelona. Meciurile sunt în faza optimilor de finală. Nishikori va juca cu Bautista, de exemplu, în sferturi. Bun, la București, Gael Monfils a câștigat 6-1-6-2 cu Iujnăi. Poate să meargă în centru vechi să bea o bere și să încerce să curteze niște gagici până mâine. Joacă Simon cu Tipsarevici la această oră. Este 1-1 în primul set. Tipsarevici are 3 mingi pentru câștigarea game-ului să facă 2-1. Reamintesc calificările lui Boleli, 6-4-6-4 cu Haider Maurer, și a spaniolului Jimeno Traver, care l-a învins până la urmă pe Mekic din Croația, 7-5-6-2. Tipsarevici are 2-1 în primul set cu Gilles Simon. Victoria acestui spaniol, Jimeno Traver, îl plasează practic în calea lui Gilles Simon în sferturile de finală, dacă acesta trece de Tipsarevici. La Stuttgart, Brangle a bătut-o pe Kvitova, mare surpriză, 6-3-7-6. Errani a terminat meciul cu Diaz între timp, 6-4-6-1 pentru italiancă. Sara Errani, așadar, mâine, probabil mâine seară, în calea Simonei Halep în sferturile de finală. Caroline Garcia a câștigat la tiebreak 7-4 cu Carina Wittreft din Germania primul set. Franțuzoica conduce cu 3-2 în setul al doilea, un meci extrem de echilibrat, Wittreft urmând să servească. Cam asta ar fi cu turneele de tenis în desfășurare, cele mai importante, cel puțin dintre ele, pentru că mai avem și altele. Ne întoarcem la fotbal. Apropo de ce spuneam mai devreme cu perioada asta de transferuri, care deja a început, luna aprilie, este pe finalul lunii aprilie, se fac tot felul de socoteli în ceea ce privește noul sezon. Datele sunt deja stabilite, vedeți că și la noi se cunoaște, începând de astăzi, 11 iulie, începe noua ediție de campionat. Francezii, de exemplu, încep abia pe 8 august. Practic o lună mai târziu decât noi.
Interesant, deși și pe ei interesează Euro 2016, mai ales că îl vor și găzdui, deci au o responsabilitate din punctul ăsta de vedere, dar totuși încep campionatul cu o lună mai târziu decât noi. Ok, știm care este motivul, în România nu se poate juca în luna ianuarie fotbal, ori francezii joacă în ianuarie suficiente etape cât să ne ajungă din urmă, dar asta nu este neapărat o problemă de discutat înainte, întrucât în funcție de meciurile din cupele europene și de importanța lor, de greutatea lor, abia atunci îți vei da seama cât de mult contează începutul unui sezon. În principiu, pe noi ar trebui să ne avantajeze că începe în 11 iulie, chiar dacă va fi foarte cald și nivelul va fi foarte scăzut. Dar echipele vor avea acest atu al intrării în pâine mai devreme, pentru că dacă începea în septembrie campionatul, echipele noastre erau out din cupele europene toate până atunci. Știți că așa se întâmplă, de exemplu, în Italia și Spania. Și ei și-au mai devansat între timp. Din motivul ăsta nu-și mai permit să înceapă la 15 septembrie campionatul, pentru că pierd și cupele europene, intrarea propriu-zisă în Champions League este atunci. Nu cred că își pot permite acest lux. Pe vremuri, da, când erau mai puține echipe în cupele europene, nu existau atâtea tururi preliminarii, și atunci italienii și spaniolii, care pot să joace foarte bine iarna fără pauză, demarau târziu. Un caz mai puțin obișnuit, Simona Halep a fost amenințată cu moartea de un fan din Danemarca, considerat un dezechilibrat mental și sexual de către poliția de la el din țară. Este așteptată Simona Halep să depună o plângere la poliție pentru ca aceasta să se sesizeze. Nu mi se pare nimic ieșit din comun, astfel de acțiuni se întâmplă mereu în sport. Sunt tot felul de oameni care o iau razna repede. Danezul respectiv, cu atât spun, un dezechilibrat, ar fi scris ceva pe Twitter la adresa lui Halep. Nu știu dacă aceasta i-a răspuns sau nu, că am înțeles că i-ai mai mult pe WhatsApp decât pe Twitter. Probabil nu i-a răspuns. Atunci omul a înjurat-o, după care a amenințat-o cu moartea. E foarte simplu pe rețelele astea de socializare să o iei razna. Dar situația nu este atât de gravă. Îmi permit să spun, asta e ca atunci cu bomba în avion. 99,9% dintre aceste amenințări sunt false. Că te amenință unul ca să se bage în seamă sau să iasă în evidență cu ceva, sigur că nu poți să neglijezi 100%, dar nu văd în ce ar fi ea amenințată. S-a mai întâmplat în cazul tenisului, știm. Martina Hingis a fost înjunghiată la un moment dat tot așa de un dezechilibrat dintre ăsta care o idolatriza pur și simplu, și se știe că de la pasiune până la ură uneori un pas foarte mic. Au mai fost și alte sportive în această situație atacate la un moment dat de cât un nebun de ăsta cu cuțitul, dar totuși cazuri rare, cazuri foarte rare. La Hamburg, țin minte că s-a întâmplat odată. Cred că nu este totuși cu nimic amenințată Halep în esență, pentru că ea nu prea se plimbă așa pe teleleu. Mai iese din când în când, zic, la cumpărătuți, mai duce cât un mol prin deplasările astea pe care le face, dar bănuiesc că e însoțită totdeauna de cineva. Condițiile în care acum a primit și aceste amenințări, cred că poate să solicite de la organizarea turneelor respective pe cineva care să o protejeze. Nu mi se pare un lucru acum de mare știre, pentru că e simplu să spui ceva. Oricine poate să înjure sau să amenințe, nu este până la urmă nimic ieșit din comun din punctul ăsta de vedere. Sigur că se iau măsuri, că sunt îngrijorați cei care organizează securitatea sau siguranța sportivilor la un turneu, dar nu știu dacă e mai mult decât atât. Nici n-ar trebui să-i se dea apă la moară prea mult unei astfel de situații, pentru că cred că asta și vrea respectivul, să vorbească mai mult decât ar fi cazul despre el. Și așa ajunge în centrul atenției mai repede decât e cazul. Bun, de mâine, fraților, să nu uităm, începe la noi o nouă etapă și este ultima etapă înaintea derbiului dintre
Steaua și ASEA Târgu Mureș, despre care se tot vorbește, ce au de câștigat echipele, ce au de pierdut, care dintre ele este mai avantajată cu programul, cu jucătorii, cu arbitrajul. Se vorbește despre această partidă, un duel direct care se va juca de la 21:30 într-o zi de miercuri, am mai spus. Însă Dinamo Steaua văd în runda 30, deci după ce va juca cu ASEA Târgu Mureș, Steaua mai are de jucat și cu Dinamo. Meciul respectiv se joacă duminică 3 mai de la ora 21. Ăsta se nimerește bine, un Dinamo Steaua în runda 30, de exemplu, meciul pică duminică. Iată și parcursul, traseul celor două echipe în ultimele 7 etape. Deci urmează U Cluj Steaua, un meci mai greu decât se anunța cu câteva etape în urmă, asta pentru că Steaua a încetinit, iar Universitatea Cluj a revenit. Nu se mai poate băga mâna în foc că Steaua va câștiga 100% acest meci. După care urmează Steaua cu ASEA, Dinamo Steaua. Deci aceste trei partide sunt destul de grele pentru steliști, după care vine o perioadă lejeră, ultimele 4 etape. N-ar trebui să aducă Stelei absolut nicio grijă. Meci acasă cu Chiajna, deplasare la Brașov, chiar dacă Brașovul nu și-a salvat pielea și nici nu și-o va fi salvat până atunci, este o echipă slabă. Acasă cu Botoșani și în deplasare la Iași. Iașul, dacă va fi salvată, iarăși nu cred că sunt probleme. Deci cele trei meciuri grele sunt acum. ASEA are acasă cu Pandurii, ar trebui să câștige. Meciul cu Steaua în deplasare, după care vine acasă cu Viitorul. Nu e atât de limpede nici ăsta. Deplasare la Mediaș, meci tradițional complicat pentru ASEA. Acasă cu Petrolul, la Astra și acasă cu Oțelul. După mine ASEA are program mai greu decât Steaua și bineînțeles meciul direct jucându-se în deplasare nu sunt după mine premise ca ASEA să câștige campionatul. Deci campionatul este monormal al Stelei, doar dacă Steaua pierde acasă cu Târgu Mureșul, lamentabil, adică nu pot face nimic nici arbitrii, e greu de crezut că aceștia nu vor interveni în favoarea Stelei, tocmai pentru a se mai echilibra un pic situația, mai ales că Steaua s-a plâns și după jocul tur de la Târgu Mureș, continuă să se plângă de arbitraj, are penalti Steaua cu ASEA, monormal, arbitru va trebui pus cu mâna. La câtă echitate există în fotbalul românesc, puneți, domnilor, un stelist ca să fie clar. Ăia de la Târgu Mureș o să urle și ei 2-3 zile, după care le trece. Și așa nu-s pregătiți să ia campionatul. Dacă Steaua bate, titlul pare să fie jucat, întrucât programul Stelei este mai ușor decât al celor de la Târgu Mureș, care s-au împiedicat deja de prea multe ori ca să mai aibă șanse. Ei oricum așteaptă un pas greșit al Stelei, deci dacă e egal în meciul direct, rezultatul este tot favorabil Stelei, care ar mai trebui să se mai încurce odată pe undeva ca să poată să piardă titlul, și asta numai în cazul în care ASEA câștigă peste tot, dar vă citeam mai devreme parcursul, nu prea are cum să câștige peste tot, adversarele fiind în coasta ei și automat putând să-i pună probleme în orice moment. Nu cred că există posibilitatea ca ASEA să se impună după aceste 7 etape. Locul 2 e adevărat că este aproape asigurat, Petrolul și Craiova sunt departe în momentul de față. Rapidul a fost amendată, ci că ar fi a 5-a amendă în acest an pentru Rapid. A fost amendată după meciul cu Chiajna. Suma cu care a fost amendat clubul, 16.875 de lei. În total, amenzile pe care le-a primit Rapid până acum sunt undeva la peste 30.000 de euro. Toate sunt din cauza suporterilor, suma nu-i mare. Pentru fotbalul românesc, sigur, nu-i nici foarte mică, dar oricum. Au mai fost niște decizii ale comisiilor de disciplină luate ca urmare a partidelor din ultima vreme. De exemplu, CSU Craiova Dinamo. Sunt niște sancțiuni. Se sancționează jucătorul Filip Steliano de la Dinamo, suspendat pentru un meci, de exemplu.
Craiova va executa și ea o sancțiune, o penalitate sportivă de 11.000 de lei, ca urmare a comportamentului suporterilor. La CFR ASEA Târgu Mureș s-a sancționat jucătorul Patrice Feusi, suspendare un meci. Clubul ASEA Târgu Mureș a primit avertisment. La Rapid Chiajna, 16.875 de lei penalitate pentru Rapid. La Steaua Oțelu, sancțiunea jucătorului Ștefan Milea de la Oțelu, un joc suspendare. Gazmetan Mediaș Petrolul, jucătorul Cronafeter Rock este suspendat pentru 2 jocuri și primește și o penalitate sportivă de 3.000 de lei. Deci cam asta ar fi printre sancțiunile care au apărut în ultima vreme apropo de meciurile din Liga 1. Sancțiuni mai degrabă blânde, adică nu mi se pare niciuna ieșită din comun, asta pentru Vacarmu și pentru Hăhăiala din tribune, în fine, acolo baremul este discutabil, dar sancțiunile jucătorilor, că astea sunt până la urmă cele mai importante, sunt minime. Câte un meci de suspendare nu mi se pare deloc ieșit din comun, adică astea sunt lucruri până la urmă evidente. La tenis, în desfășurare, Andújar López, 6-3, 3-0, se pare o surpriză aici. A început Nadal, să știți, la Barcelona. Nadal Fonini, primul set este 1-1. Fonini servește, deocamdată sunt la egalitate cei doi. Simon și Tipsarevici la București, 3-3 în primul set, niciun break așadar. Caroline Garcia are în acest moment minge de meci, conduce cu 5-2 în setul 2, servește nemțoaica Vitruft, 6-7, 2-5, până la urmă se pare că favorita se va impune. Vitruft s-a ținut, s-a agățat, a jucat bine, e o jucătoare interesantă relativ și bine făcută pentru tenis. Nu prea avem ce să criticăm aici, nu știu exact cum stă cu mentalul, dar fiind nemțoaică, probabil că destul de bine. Caroline Garcia se impune așadar în acest moment 7-6, 6-2 și va juca în continuare cu americanca Madison Brangle în sferturile de finală, urmând ca, dacă va trece și de acest meci, să joace cu Maria Sharapova în semifinale. Da? Pentru Garcia, sigur, este un pas important, era obligatoriu să o curețe pe nemțoaică, mai ales că în turul precedent, Caroline Garcia, vă reamintesc, a realizat una dintre surprizele de la Stuttgart, debarasându-se de Ana Ivanovici 7-6, 6-4. Și a curățat-o pe Ivanovici încă din turul întâi, a beneficiat până la urmă de o conjunctură favorabilă, pentru că Vitruft, care participă cu wild card, fiind germană, fiind germancă, e normal să se întâmple așa, acorzi tinerilor speranțe în un wild card, ca și cum la noi i-ai fi dat Andrei Mitu un wild card, e normal, numai că Vitruft a profitat de faptul că, sau Garcia a profitat de faptul că Vitruft a bătut-o pe Bartel în primul tur, tot o nemțoaică, dar mai bine cotată, și iată așa s-a ajuns până la urmă ca Garcia să completeze tabloul pentru sferturile de finală, unde spuneam va juca cu Brangle ceva mai târziu. Bun, luăm o pauză și ne întoarcem pentru finalul emisiunii. Așadar, Simona Halep va juca în sferturi la Stuttgart cu Sara Errani din Italia, numărul 15 în clasamentul WTA, jucătoarea de 27 de ani. Scorul este de 1-1 la meciurile directe. Halep a câștigat însă ultima dată la Doha, 6-2, 6-0. Are acest ascendent și, în ciuda victoriei nete a italiencei astăzi cu Zarina Diaz, performera zilei de ieri, jucătoarea din Kazakhstan o eliminase pe Sabine Lisitski cu un dublu 6-0. Astăzi însă a fost o altă zi, nu i-a mai mers cu Errani. Sigur că nici Sara Errani nu e cea mai slabă jucătoare de pe tablou, fiind favorită 15, da.
e sub, dar bine, Muguruza în mod normal. Chiar dacă jucătoarea din Spania nu are deocamdată un clasament atât de bun. Deci asta ar fi de reținut. Halep, Rani, mâine, ora încă nu este stabilită de organizatori, dar probabil că se va desfășura mai spre seară, pentru că Simona Halep are totuși un standing, nu joacă de la ora 13. În mod normal. A jucat probabil mai spre seară, așa cum s-a întâmplat și ieri cu Muguruza. De notat astăzi, să nu uitați, meciurile din Europa League, sferturile de finală, retur, încleștări echilibrate, cu excepția jocului de la Napoli, unde gazdele au relaș după 4-1 în deplasare cu VfL Wolfsburg. Napoli-Sevilla ar fi finala ideală a Europa League în acest an. Da, cine știe, poate că Sevilla apare prea des pe tabloul finalistelor. Meciul serii este la Sankt Petersburg, Zenit Sevilla, după ce spaniolii au câștigat cu 2-1 în tur. Ar fi o surpriză ca Zenitul să pună punct implacabilului traseu al Sevillei în Europa League. De așteptat Fiorentina să treacă de Dinamo Kiev. Vedem. După un 1-1 obținut în ultima clipă la Kiev, italienii au egalat în minutul 90 acolo. Și în fine Dnipro cu FC Bruj. Până una alta, atât timp cât două echipe din Ucraina sunt încă în listă, putem să ne gândim la o semifinală Dinamo Kiev-Dnipro. N-ar fi chiar surpriza secolului, întrucât Dnipro are în mână calificarea după un 0-0 la Bruj, FC Bruj nefiind totuși o echipă atât de puternică. Este însă o echipă destul de greu de descifrat, întrucât să nu uităm un lucru esențial aici, face parte totuși FC Bruj din lista jucătorilor puțin cunoscuți în Europa din generația asta nouă de belgieni. Belgia având cel mai mare potențial la nivel european în momentul ăsta. Așa s-a întâmplat. E și grație imigranților, e și grație unor detectori de talente remarcabili în Belgia. Dintr-o dată, această țară a devenit o atracție la nivel european și mondial. Și așa cum Anderlecht strălucește la categoriile de tineri, de exemplu Under 19, unde are cea mai puternică echipă din Europa, tot așa și FC Bruj, sigur, un pic și conjunctural, pentru că a avut adversarii la îndemână, a reușit să-și crească drum, iată, până aproape de semifinale. Belgia traversează un moment fast. Să vedem dacă va și profita de el. Deocamdată n-a făcut-o. N-a câștigat nicio competiție mare, nici la nivel de echipe, nici la nivel de selecționată. La campionatul mondial se aștepta mai mult de la belgieni, cel puțin în meciul cu Argentina, de tristă amintire pentru ei, unde deși n-au fost umiliți, n-au jucat bine deloc și au pierdut în sferturile de finală. Se putea face mai mult acolo. Tot așa și în cupele europene. O să urmărim și la anul evoluția acestor echipe. Naționala Belgiei, mare favorită să facă la campionatul european din Franța, aproape acasă va juca, să facă o surpriză acolo, să încerce să se bată la titlu. Dar oricum, această generație a lor, venită practic de nicăieri, Belgia era zero acum 5-6 ani, începea să nu mai conteze în fotbal, surprinde acest lucru, chiar dacă, încă o dată spun, jucătorii sunt de toate națiile, unii dintre ei veniți din Africa Neagră, alții sunt veniți din zona euroasiatică, unii dintre ei veniți din zona Caraibelor sau Americii de Sud. Asta e mai puțin important, cert este că sunt sub pavilion belgian, cum se spune, și atâta timp cât așa stau lucrurile, belgienii sigur că nu pot decât să profite de această situație. Deci, posibil o semifinală Napoli-Fiorentina, posibil o semifinală Dinamo-Kiev-Dnipro în această ediție de Europa League, sau chiar mai rău. Dar asta cred că nu-i posibil. Zenit, Sankt Petersburg, Dinamo Kiev. Am impresia că Ucraina cu Rusia nu se pot întâlni. Dar ce s-ar întâmpla dacă ar juca finala totuși aceste două echipe? Din câte știu eu, finala Europa League este la Varșovia. Parcă așa.
Cum ar fi, domnule, ca la Varșovia să joace în finală Zenitul cu Dinamo Kiev? Nici n-ar fi foarte departe de casă cele două. Bun, nu suntem încă în această situație, evident. Poate că și arbitrii vor acționa în consecință. Cine știe dacă nu cumva au și făcut-o până acum. Reamintesc, Fiorentina a egalat în meciul tur la Kiev în minutul 92. Deci nu se dorește un meci între ruși și ucrainieni. De altfel știți că era interzis în faza precedentă. S-a și spus în momentul în care se aranjau bilele în urnă. O să vedem mai multe explicații mâine la tragerea la sort pentru semifinale, dacă va fi cazul. Cam atât pentru astăzi. Ne reauzim vineri cu prezentarea, bineînțeles, a meciurilor de peste weekend din Europa și de la noi. Rămâneți cu bine!